told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Bună dimineața! Am deschis camera după ultima felie de tort. Știți cum e, că a doua zi termin tortul de la ziua ta, pentru că ieri a fost ziua mea și am făcut 30, am împlinit 30 de ani și m-am bucurat, cum am zis, de ultima felie de tort și mi-am adunat așa în jurul meu cadourile pe care le-am primit de ziua mea, pentru că am văzut că, în general, vă plac genul ăsta de videouri, deși mie nu prea place ideea asta de a haide să vă arăt ce am primit, dar dacă vouă vă plac, am zis haide să vă arăt, mai ales că sunt câteva haine pe care le-am primit, care cred eu că ar putea să vă inspire pentru toamnă, în general, pentru ținutele de toamnă. Asta, bineînțeles, dacă sunteți într-o zonă mai minimalistă, așa, mai clasică, pentru că asta îmi place mie. Am primit de la părinții lui Sorin o anumită sumă, au spus du-te și cumpără-ți ce vrei tu și le mulțumesc foarte mult pentru că se uită mereu la vlogurile mele. Sunt cei mai mari susținători ai mei împreună cu Sorin și am fost la Primark și mi-au luat câteva chestii. Eu mi-am salvat o felul de aplicații pentru că vreau să încep să mă îmbrac frumos, să nu mai aștept, să arăt într-un fel, să mă simt într-un fel ca să pot să mă îmbrac cum îmi place. Nu! Am hotărât să mă îmbrac acum cum îmi place. Și așa că am mers în Primark, dacă tot am primit cadou de la părinții lui Sorin, și mi-am luat câteva chestii. Haideți să începem cu bluzele, pentru că le-am pus deasupra. Pulovere mai mult. L-am luat pe acesta. Din ce știu, nu sunt 100% bumbac. Pentru Sorin am luat unele chestii care sunt 100% bumbac, dar pe mine nu m-a deranjat. Au niște materiale extrem de moi. Deci îmi plac foarte mult. Să mergeți să vă uitați la produsele pentru toamnă iarnă. Așa că hai să începem, că eu vorbesc mult, știți? Primul este un pulover simplu, dar arată așa, parcă e făcut de bunica mea, e super frumos, e mai lung. Eu le iau în mărimi mai mari că de îmi trebuie. Și am dat 85 de lei, o să zic la fiecare cât am dat pe el. Dar mi-a plăcut foarte mult cum se așează, în sensul în care mie îmi plac puloverele care sunt mai largi la bază, sunt mai oversized. Și îmi place și cum arată aici la gât, pentru că sunt unele care parcă mă strâng prea mult sau mă înțeapă, nu-mi plac genul acela de pulover. În schimb, acesta a bifat tot ce-mi doream eu, mâneca, nu prea lungă, strânsă puțin aici, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, materialul moale, nu înțeapă, foarte puțin poate, dar credeți-mă că eu tind să am o reacție alergică dacă înțeapă foarte tare, pățeam chestia asta frecvent mic, când eram mică, pardon. Dar la asta nu am simțit, am probat-o și nu e cazul. Și cam atât. Stați un pic că aș vrea totuși să vă arăt și cu ce vreau să o combin bluza aceasta, cu ce vreau să o port, cu această pereche de pantaloni din colecția Rita Ora. Dacă nu v-am convins până acum, duceți-vă să vedeți colecția Rita Ora cu Primark. Are niște, include niște produse destul de bine gândite și croiurile sunt foarte frumoase. Și ăștia sunt pantalonii din colecția Rita Ora. Au aici betelia, cred că se spune. Sper să nu greșesc. Baza. Cu puțin alb. Și restul e bej așa. Are pense pe laterale și piciorul este foarte, foarte larg. Cred că se spune wide leg. Sunt largi, lungi. Mi se pare că se potrivesc foarte bine pentru fetele înalte. Mă gândesc eu că arată foarte, foarte bine. Iar eu mi-am luat așa, să stea cât mai larg. Materialul este destul de grosuț, de plăcut la atingere, fin. Altceva nu știu ce să vă zic. Hai să vă zic cât am dat pe ei. 100 de lei. Deci un preț foarte bun. Am văzut pe Mango, într-adevăr, erau din lână 100%. Erau 600 de lei. Eu, de banii aia, mi-am luat toate lucrurile pe care vi le arăt aici. Știu că e important să avem și lucruri de calitate, dar eu una n-aș fi dat 3000 de lei pe 3 puloveri și 2 perechi de pantaloni. Acum fiecare știe prioritățile. Mie îmi plac foarte mult și acestea. Nu zic că poate în viitor nu o să investesc sau unele piese nu sunt calitative așa cum ar trebui, dar mie îmi plac și astea. Așa că revenind, o să vreau să combin, de exemplu, bluza aceasta când se mai răcește, pentru că încă sunt 20 de grade, nu știu cât e afară, că și azi e cald, cu pantalonii aceștia și arată super bine. Cu un trench, un palton, că m-am făcut numai puf, un palton, ar arăta superb.
Așa, mai departe, am mai luat pe aceeași idee și o pereche de pantaloni negri, tot din colecția Rita Ora, cu Rita Ora, care îmi plac poate chiar mai mult, pentru că materialul este un pic mai grosuț și mă flatează mai mult decât celălalt. Ei sunt simpli, nu mai au dunga aceea diferită. Știu că ceilalți au fost foarte în trend anul trecut, dacă nu mă înșel. La fel, white leg, și nu sunt negri-negri. Au niște dungi, așa, vedeți? Albe, dar sunt foarte subtile. Și să știți că am văzut că erau și... erau costum, adică exista și sacou. Nu m-am gândit la ideea de a lua și sacoul, pentru că eu zic că e suficient să am pantaloni, mai ales pentru sezonul rece, că mie mi-e prea cald să port și bluză, și sacou, și palton, sau trenci, depinde. Și atunci prefer varianta asta, simplu, cu pantaloni, o bluză și geaca. Pe aceștia am dat, cred că au fost un pic mai mult, dacă nu mă înșel, decât ceilalți, dar nu cu mult. Nu, tot 100 de lei au fost. La fel, doar că altă culoare. Dar mie, sincer, îmi plac foarte mult. Dar cred că sunt jumătate poliester, dacă nu mă înșel. Da, uite, jumătate la sută poliester reciclat. Ca să știți voi din start, dacă vreți ceva 100% lână sau bumbac sau altceva, aici într-adevăr nu e cazul. Dar mie îmi plac foarte mult. Poate le dați o șansă. Și cu acești pantaloni, m-am gândit eu să port această bluză, acest cardigan mai mult, care arată așa. Este negru, simplu, cu năsturei. Foarte frumos e. Toate materialele, v-am zis, sunt foarte moi și plăcute la atingere. Și acesta a costat, nu am aici prețul, dar vă spun, e 85 de lei. Erau și pe alte culori. Era, de exemplu, unul bej, care era așa foarte fin, foarte, foarte fin. Dacă vă căutați ceva în direcția aceea, o culoare mai deschisă, există și varianta aceea. Mâneca este așa. Vedeți, nu sunt... profesionistă la a descrie haine, dar pe cât posibil încerc să vi le arăt și să vi le descriu. Are mâneca strânsă așa. Aici are câți nasturi? Are vreo 3-4 nasturi, deci puteți să o adaptați. O puteți purta, de exemplu, cu un tricou desfăcută, mă rog, desfăcut, că e cardigan, sau simplu închisă cu un maieu pe dedesubt sau o bustieră și cam asta e. E foarte frumoasă, eu am luat-o și mai lungă și mai lărguță așa. Foarte mult îmi place și aș purta-o cu pantalonii aceștia. Voi nu cred că distingeți foarte bine de acolo. Mai departe, am mai luat încă o bluză pe care să o port mai mult cu pantalonii negri, pentru că sunt culori reci. Această bluză gri, non-culori, pardon. Iarăși, foarte frumos gândită, seamănă cu bluzele pe care le făceau bunicile noastre, vedeți. Bluza nu are... nasturi, mă rog, iarăși, cardiganul, se vede că nu mă ocup cu fashion, cardiganul nu are nasturi, are două buzunare, ceea ce mie îmi place foarte mult, pentru că e foarte comod să-mi pun telefonul, portofelul și ce mai am nevoie, mai ales telefonul, să-l pun aici. Pe spate arată așa și știu că acesta a fost tot 85 de lei. Și plănuiesc să-l port tot așa, cu o pereche de pantaloni negri, sau mai am eu o pereche de pantaloni albaștri, sau o pereche de jeans, iarăși, și cu un tricou simplu pe dedesubt. Sau, când e mai fric, poate o helancă. Mi s-a părut o variantă bună și super, super versatilă. Eu o să iau aceste elemente care îmi viseau mie basic, le pot combina între ele, sau dacă nu, le pot combina cu lucruri pe care le am în garderobă. Mai ales că mai am poate și bluze mai colorate, cardigane, sweatshirt-uri și tot felul de variante. Ce e aici, nu vreți să știți? Mi-am lăsat așa pe jos. Ca să vă arăt mai departe, mi-am luat UGG-uri. Nu mi-am luat UGG-urile originale. Am văzut că sunt unele pere care costă și 1700 de lei sau minimul 600 și nici nu găsești mărimi. Așa că am intrat eu inițial în CCC, dar cred că au doar pe site variante, pentru că în magazin, în AFI, nu am găsit. Și după care am zis, haide totuși să intrăm și în Deichmann, pentru că știți că NAFI Deichmann e relativ în fața magazinului CCC. Și am intrat și ghiciți ce? Am găsit o imitație de UGG-uri, dar prea puțin îmi pasă, sunt foarte drăguți. Arată așa. Da, să scot de aici, să vă faceți o idee cum arată și în interior. Eu am luat 39. Cred că e ok să-i luați cu o mărime mai mare, nu sunt neapărat true size, că stau prea strâmți. Eu port 38 și am preferat să-mi iau 39. Arată așa, pufoși în interior, drăguți. Eu zic că își fac treaba.
un spray din acela impermeabil, așa. Cred că o să fac o treabă foarte bună, au fost 129 de lei. Și pentru că mi-au plăcut atât de mult, am mai luat o pereche gri. Așa. Știți că ei au prețurile aici, vedeți. 129 de lei. Dacă nu m-ați crezut pe cuvânt, v-am și arătat. Și am mai luat o pereche, nu știu care îmi place mai mult. Cred că cea bej, într-un fel, pentru că, na, duce spre ideea pe care au gândit-o cei de la UGG. Dar mie îmi plac și ăștia. Gri, așa. Am mers pe aceeași idee, să am și culori reci și culori mai calde, adică gri și negru, dar și bej și maro. Și o să-i port mult, credeți-mă, pentru că eu când i-am probat pe aceea, am știut din start că o să-i port foarte mult și am zis, ok, o să-mi iau două perechi, pentru că eu am anumite lucruri pe care tind să le port până la uzură totală. Și dacă știu că o să fie comode și o să-mi placă și o să le pot combina multe ținute, am zis că o să-mi iau de la început două perechi, pentru că rămâneam cu gândul la ei. Mi-au plăcut prea mult ăștia gri. Deci cam asta e cu partea de feșăneală, că nu sunt eu așa mare influencer de fashion, să zicem, dar încerc să vă arăt ce îmi place mie să port. Poate vă inspiră pentru toamna aceasta. După care am luat telefonul, pentru că am mai primit și două parfumuri și vreau să vă citesc notele. Le-am folosit deja, pentru că mi le-am luat ceva, cu ceva timp înainte, pe la începutul lunii, pentru că aveau mari reduceri la Notino. Cred că am avut reducere de 40%. Acum, din ce am văzut, cred că au reduceri de 30% pe site, dar eu am găsit atunci această variantă și le-am cumpărat. Primul parfum este acesta, de la Abercrombie & Fitch, Away. Mie îmi plac, în general, parfumurile fructate. Îmi scapă termenul, dar sunt foarte sensibile la mirosurile puternice și mi se face rău. Și nu pot să tolerez parfumurile foarte dulci sau extrem de, acelea bărbătești, extrem de puternice sau cele orientale. Nu le tolerez, rar le tolerez și atunci prefer varianta aceasta fructată și ușor florală în rare cazuri. Acesta conține ca note de vârf pară, coacăze roșii, mandarină, portocală, note de inimă, frezie, iasomie și lăcrămioare și note de bază praline, lemn de santal și chihlimbar. Este grupa fructat, dar și floral, pentru că ați văzut, iasomie, lăcrămioare, frezie. Mie și mirosul de frezie, în general, îmi place atunci când primesc flori, deci clar s-a potrivit. După care am mai primit încă un parfumel, atipic, să zicem, că poate nu m-aș fi gândit în mod normal. L-am descoperit în calendarul advent de anul trecut de la Douglas, se numește Boss Alive, am primit crema de mâine anul trecut. Și mi-a plăcut atât de mult încât mi-am comandat și parfumul. Este la fel un parfum fructat și lemnos. Are note de vârf, măr, scorțișoară, coacăse negre și prună. Mi se pare perfect pentru perioada Crăciunului, de exemplu. Iasmină de India, vanilie de Madagascar, cedru, lemne de Alaska, lemn de santal, măslin. Deci este un parfum foarte plăcut. Uite, o să-l folosesc pe acesta acum. Da, eu mă dau cu mult parfum, dar se și duce repede la mine. Pentru că vreau să ies în oraș și, deja ați văzut, m-am parfumat cu acesta. Și am mai primit încă ceva, mă rog, ceva, în teorie, pentru că încă n-a ajuns. Vă dați seama, după husă, este un telefon, este ultimul model, 15 Pro Max, cel de 256, îl aștept de pe 30 septembrie și nu a ajuns la mine. Bine că am husa, vorbesc la telefon cu husa, dacă e. Vă place culoarea? E frumoasă, nu? Da, mă uit la husă de o lună de zile. Am tot întrebat la EMAG, măcar să ni se dea o dată estimativă, pentru că ei știu cam când primesc de fiecare dată telefoane. Am înțeles că la 2 săptămâni primesc. Noi nu am primit niciun mail cu o dată măcar estimativă. De fiecare dată când am întrebat, ni s-a spus un mesaj formal. Ne pare rău că nu ai primit comanda, înțelegem că ți aștepți telefonul, ai răbdare că o să te căutăm noi când îl primești.
fac asta de o lună și tot nu l-am primit. Nu vă recomand precomanda. Sorin zicea că poate ar fi bine să comandați fix în ziua lansării, că poate atunci primiți, dar e o teorie, că noi nu putem să știm. El s-a și uitat în comentarii la EMAG și a văzut cam în ce perioadă a primit toată lumea și a observat că cei care au comandat chiar atunci, la început, le-au primit. Dar restul, nu. Din ce am înțeles, pentru că tot noi a trebuit să insistăm foarte mult să ni se dea măcar o frântură de informație, pentru că sunt destul de supărată în punctul ăsta, ni s-a spus că fix modelul pe care l-am vrut eu, culoarea de serie, îmi scap acum numele ei, griul acela, pe 256, cum am comandat eu, e foarte cerut. Bun, dar totuși mi se pare enorm să aștept o lună în condițiile în care am plătit foarte mulți bani pe telefonul ăsta, că știți și voi cât costă telefoanele astea. Și, practic, ce ați făcut cu banii aia o lună? Că știți și voi, intră niște conturi, îi refolosesc, nu mi se pare normal și nu mi se pare, ce nu mi-a plăcut deloc la ei, este că nici măcar nu ne-au informat. A trebuit tot noi să insistăm cu telefoane și să descoperim și că nu mai există call center în EMAG, trebuie să stai să vorbești cu un chat care nu-ți dă nicio informație, să te chinui cumva, să poți să ajungi să suni, să vorbești cu un reprezentant de la ei. Și când vorbești cu ei, nu-ți spun decât povești. Eu am lucrat la ei în call center și știu cum e. Nu o să dau mai multe informații, dar ideea este că ei nu văd decât o comandă acolo și nu pot să dea foarte multe detalii și nici nu se ocupă de clienții care așteaptă de o lună să primească un telefon scump. Mai e puțin și telefoanele ajung în magazine. Cred că o să ajung la final de lună, cel mai probabil. Iar eu telefonul nu l-am primit. De ziua mea m-am uitat la o husă. Am pus și un story care i-am menționat și mi-au răspuns la fel de formal. Ne pare rău, practic, esența. Ne pare rău, știm că l-aștepți, mai așteaptă-l. Cam asta e concluzia. Nu mă deranjează ideea de a aștepta, pentru că știu că așa e la comandă, dar mă deranjează lipsa de respect față de clienți, în sensul în care nu ne-au informat, nu ne-au dat un telefon decât dacă am insistat noi. Nimic. Și o foarte proastă organizare, adică în funcție de perioada în care ai comandat, ar trebui să ai și o dată estimativă a livrării. Ok, că e mas o menos, o săptămână, două, înțeleg că îi durează. Dar nici să comand și așteaptă. Nu știm. Vezi tu când vine. Nu. Pentru că eu, dacă nu-mi plătesc facturile, mie în el nu o să se uite așa la mine și o să-i zică așteaptă că îți dau eu banii când vrei sau, nu știu, orice alt brand. Nu. O să vrea banii atunci. Așa și eu. Ți-am dat banii. Măi, spune-mi, tratează-mă cu respect și spune-mi când o să livrești și o să se întâmple. Dă-mi informații. Adică nu mi se pare normal. Da, cam asta, m-am înfierbântat pe tema asta, dar chiar nu e ok ce se întâmplă. Și se mai și laudă cu faptul că de 3 ani se întâmplă chestia asta și în 3 ani nu au găsit nicio variantă de a îmbunătăți toată situația asta, ca să vă dați seama. Pentru ei ăsta e un argument. De 3 ani se întâmplă același lucru. Da. Revenind la lucruri mai bune, astea sunt cadourile de ziua mea. Când o să vină telefonul, o să vi-l arăt și vouă, că e mare bucurie, pentru că până la urmă ține și de ce fac eu aici, ce filmez, ce, că de-aia mi l-am comandat, nu din alt motiv, îmi cumpăr un telefon la câțiva ani. Uite, l-am pe ăsta, e 11 Pro, adică sunt mai multe generații și încă l-aș mai fi ținut, doar că e presiunea asta de a avea conținut cât mai bun și atunci, normal că mi-am dorit și eu să upgradez tehnologia pe care o am. Cam asta e, spuneți-mi ce v-a plăcut de aici, dacă vă plac hainele, că acolo am adus așa o schimbare. Și acum mă duc să mă îmbrac, pentru că mergem la un eveniment de Halloween. Credeți-mă că m-am uitat înainte să vă spun exact cum se numește și am uitat. Se numește West Side Fest, Hallowfest. Este un festival de Halloween. Este la Lacul Mori, în Crângaș. Și mergem acolo să vedem despre ce e vorba și m-am gândit să filmez ca să vă arăt și vouă, că poate, nu știu dacă mai apucați, în momentul în care apare vlogul ăsta, deja festivalul e terminat, dar poate va mai fi la anul și o să vă placă și vouă. Yeah.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Trecut câteva zile, cred că am filmat ultima dată după ziua mea, pe 29 octombrie, sper să nu mă înșel, și astăzi, nici nu știu cât suntem astăzi, stai să vedem, 2, 3, în 3 noiembrie, credeți-mă pe cuvânt, nu vă mint, și sunt foarte entuziasmată pentru că telefonul meu n-a venit, nu vă faceți așteptări, e tot ăla. Așa, dar ce mă entuziasmează este că am plasat o comandă pentru următorul giveaway, care zic eu că o să fie superb, adică eu sunt nebunită. O să vedeți, cred că și sper că în următorul daily o să vedeți despre ce este vorba. Dar sunt foarte, foarte, foarte fericită pentru că sunt încântată de cadoul pe care o să-l trimit către voi cu cele mai bune intenții. Bineînțeles, tot pe pagina mea de Instagram, intrați acolo și urmăriți-mă pentru viitoare giveaway-uri și postări suplimentare. Chiar așa, spuneți-mi și mie în comentarii voi cum ați descoperit aici pe YouTube și dacă mă urmăriți și pe Instagram. Chiar sunt foarte curioasă. Chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii pentru că sunt curioasă cum se întrepătrund așa lumile și cum arată comunitatea mea și de aici. Astăzi m-am gândit să vă arăt ce produse de păr folosesc eu, așa un mic update, pentru că am mai încercat și alte produse, o să vă povestesc și parcă am ajuns așa la o rutină care să-mi placă și să fie așa cât de cât stabilă. Deși încă mai experimentez, nu am ajuns încă în punctul perfect. Părul meu necesită urgent o tundere, îl vedeți cât de lung este și parcă nu are așa o formă. Aș vrea să-l tund pe leiere, dacă vedeți că nu mă uit direct la voi în ochișorii voștri, pentru că mă mai uit puțin pe ecran ca să văd ce vă arată pe display-ul de la cameră. Ideea e că, nu știu, parcă simt să fac o schimbare, că e o perioadă într-adevăr cu schimbări în viața mea, adică sunt așa într-un proces și simt nevoia să îmi tund părul. Nu vreau să tai foarte mult din lungime, în schimb vreau să îi creez așa o dinamică și poate cine știe să punem și niște șuvițe. Nu se va întâmpla chiar curând, dar destul de curând, nu știu, la început de an vedem. Sau poate înainte de sărbători, nu știu, abar n-am. Mai ales că e destul de aglomerat în saloane atunci și nu-mi place să mă confund cu aglomerația. Dar, da, scrieți-mi în comentarii ce părere aveți despre gândurile mele sinucigașe la adresa părului. Pentru că am mai avut experiențe de genul și m-am vopsit și am stat vreo 3 ani ca să-și revină părul meu și să crească. De asta sunt așa și sunt panicată. Bun, revenit. Haideți să vorbim despre ce produse de păr folosesc eu. O să vă arăt ceva ce ați mai văzut la mine pe canal. Nu mai rețin dacă gama aceasta sau cealaltă. E vorba despre produsele de la Joico, din gama Hydra Splash. Cred că v-am arătat produsele din gama Recovery, sper că nu mă înșel. Ambele sunt game care ajută părul uscat, ajută cu hidratarea lui. Îmi plac ambele la fel de mult. În momentul acesta le-am achiziționat pe cele de la Hydra Splash. Le-am pe toate trei și anume eu am nevoie să folosesc, nu știu, cât mai multe produse care să mă ajute cu hidratarea și cu modelarea părului. Vedeți că este un fir uscat, fiind lung nici nu mai stă atât de creț, nu mă deranjează atât de mult, mi se pare că arată bine, e frumos, dar ca idee e un păr uscat cu firul subțire și fix pentru asta este gama For Fine Medium Dry Hair. Deci este perfectă. Folosesc șamponul pe care îl aplic de două ori, cred că cum facem cu toții. Prima dată aplic mai mult produs, mă axez pe scalp pentru că vârful, lungimile mele de aici încolo tind să se usuce și atunci degresesc foarte bine iar restul produsului se duce pe lungimi. Și apoi a doua oară aplic mai puțin produs, dar la fel șamponez și curăț foarte bine.
Deja părul meu, după ce mă ocup de treaba asta, se simte deja mai hidratat. Eu am senzația că părul meu se usucă. La mine nu se îngrașă părul după spălări, ci mi se pare că mai rău se usucă și în momentul în care îl spăl și aplic tratamente, se rehidratează. Deci e un pic opusul față de tradiționala îngrășare a părului din cauza sebumului. După care mai am balsamul și masca din aceeași gamă, le vedeți aici. Un lucru pe care vreau să-l specific este că balsamul are 300 de mililitri, acesta cred că are 250, dacă nu mă înșel, 250 de mililitri, iar acesta are 150 de mililitri. Deci la cantitatea aceasta, de exemplu, eu mai am un sfert din șampon și din balsam, este necesar să folosiți două măști. Eu nu am văzut un ambalaj mai mare, dacă ar exista, l-aș cumpăra. Sunt produsele mele preferate, de-a lungul timpului am testat tot felul de produse, de la Pelsev L'Oreal, îmi scap acum, habar n-am, Alpha Parf, vă spuneam că am testat și alte produse din gama celor profesionale, cum sunt cele Alpha Parf, am testat din gama Curls, tot așa, toate cele trei, mască, balsam și șampon. Mi-au plăcut și acelea, dar nu le-au întrecut pe acestea. De aceea am simțit nevoia să le readuc în fața voastră, mai ales că am aici noi urmăritori și poate nu au văzut clipul din trecut, așa că am zis să vi le arăt. După ce termin cu spălarea, am uitat eu să specific că înainte să încep cu spălarea îmi aplic o mască, bineînțeles, cu ulei de măsline, cu ulei de cocos, nu de măsline, făceam și asta în trecut. Încălzesc uleiul de cocos în palme și îl aplic pe lungimi. Și stau o oră, două, dar de obicei de la 2 la 4 ore stau, cam așa, nu dorm cu părul îmbibat în ulei. În trecut obișnuiam să aplic cam mult ulei, acum am învățat să aplic suficient cât să poată părul să absorbă uleiul, pentru că dacă este îmbibat, el va tinde să nu mai absorbă și să nu-și mai facă atât de bine efectul și atunci trebuie să puneți o cantitate moderată, să nu exagerați cu hidratarea. Nu l-am adus aici, e în baie, e clasicul ulei de cocos de la DM, cred că l-am. L-am lăsat acolo că dacă nu făceam mai ulei pe aici și nu-mi doream asta. Deci aplic masca, folosesc produsele acelea de la Joico în cadă, duș, unde îmi curăț părul și apoi folosesc așa ceva, un prosopel de păr care este extrem de fin. L-am folosit ieri, încă nu l-am spălat să vi-l arăt, o să-l pun la spălat după asta. Este un unicorn super drăguț, pe care îl folosesc pentru că este mult mai fin și mai puțin agresiv cu părul. Eu, avându-l ca sand, risc să împice și să rup foarte mult dacă folosesc prosopul clasic. Îl aplic în primă fază, ușor, și scot tot surplusul de apă și apoi las părul în această, ca, nu știu ce să zic, căciuliță, v-am zis cagulă, dar e cagulă, care are un năsturel aici, sub cornul de unicorn, așa, și un elastic în partea de jos și practic înfășori părul în partea aceasta lungă și apoi îl întorci și îl prinzi în năsturel. Și ești un unicorn fericit cu părul curățat, curat și frumos. După ce stau o perioadă cu acest prosopel și mi se pare mie că am mai absorbit din apa din păr, urmez pașii următori. De cele mai multe ori nu folosesc fion în 80% din cazuri, mai ales dacă îmi spăl părul în timpul zilei. Dacă îl spăl seara, voi tinde să folosesc fionul pentru că nu-mi place să dorm cu părul rud. Dar așa ca idee, în principal nu folosesc fion, pe cât posibil. Și dacă îl folosesc, bineînțeles, utilizez o protecție termică pentru păr. Uite că am uitat să o scot, dar o iau de aici, de pe raft. Nu am aici, ups, da. E în baie, am o protecție termică de la Vela, cred că o știți, cea clasică, dar o am cred că de un an jumate și e la jumătate folosită, ca să înțelegeți cam cât de des folosesc fionul. Dar, după ce termin, mai am încă trei produse pe care le folosesc, haideți să vi le prezint pe rând. Primul pas este să aplic un balsam leave-in. Deși părul meu este extrem de hidratat și arată foarte bine, mi se pare că își pierde din hidratarea asta pe măsură ce trec zilele, și am descoperit că cea mai bună metodă este să folosesc acest balsam leave-in de la Joico. Este din aceeași gamă, Hydra Splash. Nu știu cât de bine se vede, că e lumina, cred că o vedeți și acolo în spate. Este lumina care bate destul de tare.
Dar ideea este că aplic acest produs și mi se pare că menține părul pentru mai mult timp hidratat. Ba chiar zilele trecute l-am reaplicat la 2-3 zile după spălare și a funcționat și așa, iarăși a rehidratat. Mi-a plăcut extrem de mult și lucrul acesta, nu știu dacă e neapărat corect, dar la mine a funcționat. Și chiar recomand acest produs. Toate produsele acestea Joico le găsiți atât în BBT cât și în Notino. Pe Notino, cel puțin astea sursele din care îmi comand eu. După care, după ce termin cu balsamul leave-in, folosesc pe vârfuri acest ulei, Incredible Oil, de la Milkshake, Integrity Incredible Oil. Este pe bază de ulei de argan, el se pulverizează. Mie asta îmi place, că se aplică destul de ușor pe păr. Vedeți? Eu îl aplic cam de pe aici pentru că acesta e zona care mi se uscă foarte tare la suprafață. De desubt este sănătos, iar aici tinde să se usuce mai tare. Și atunci îmi place foarte mult acest produs care pulverizează ulei, ceea ce îl face mult mai lejer, nu încarcă părul și îl hidratează. Deci fac pur și simplu așa, produsul intră treptat în păr și chiar îl menține hidratat. Îl folosesc atât după ce aplic balsamul acela leave-in, mai ales pe partea de jos a părului, în zona aceasta, dar și în restul zilelor, la o aplicare zilnică. Eu l-am cam de o lună jumătate și aproape terminat, nu prea ține atât de mult, dar o variantă mai accesibilă pe care o să o recumpăr și eu, nu am acum aici, dar am folosit-o aproape tot anul, este uleiul de păr de la Alpha Parf. Îmi place foarte mult. Dacă produsele pentru curățare de la Joico sunt preferatele mele, pentru styling folosesc produse de la Alpha Parf, care îmi plac extrem de mult. Dar, bineînțeles, îmi plac și acestea de la Milkshake. Am mai folosit Incredible Milk, cred că se numește. Este tot un fel de balsam leave-in. Cel puțin eu așa îl foloseam, care, la fel, era de fapt un tratament hidratant cu 12 efecte benefice asupra părului. Iarăși mi-a plăcut foarte mult și acela. Cred că mi-a plăcut chiar mai mult decât acest ulei, care miroase divin. Miroase superb. Am încercat să găsesc ce note, ce parfumuri au inclus ei în acest ulei, dar nu am găsit, cred că scria doar parfum. Sper că nu mă înșel. Pentru că am căutat acum ceva timp și nu mai știu exact, dar eu așa mi-amintesc. După care, ultima etapă și cea care îmi mai stilizează puțin buclele, ele s-au mai lăsat, părul de acum este spălat de ieri, după amiază, dar fiind foarte lung, eu sunt mulțumită și de ce reușește să fac acum. Este această cremă pentru styling de la Alpha Parf, din gama Curl, sper că zic corect, sau Semidilino, nu știu exact, sunt niște produse italiene și profesionale foarte bune. Le-am testat ca gama lor pentru părul creț, arată și foarte drăguț ambalajele. Le-am arătat aici pe YouTube la momentul la care le-am folosit, doar că nu le-am trecut pe cele de la Joico. În schimb, crema aceasta pentru styling, Defining Cream, o cremă pentru definirea buclelor, este extraordinar de bună. Cred că am eu aici să vă arăt. Asta e a doua sticluță, dar am mai avut una înainte, deci e a treia. Și durează foarte mult. Am avut sticluța asta câteva luni bune, nu știu să vă zic exact când, cât, dar având în vedere că îmi spăl părul o dată pe săptămână sau chiar de două ori pe săptămână, eu zic că a ținut destul de mult. Și are 125 de ml. La fel, eu l-am comandat de pe Notino. Nu știu sigur dacă îl găsiți și pe BBT, pentru că pe acesta mi l-am luat tot timpul de pe Notino. Dar știu că au produse Alpha Parf și la BBT. Poate au și asta. Nu știu exact. Și cam asta e tot. Cam asta folosesc eu pentru îngrijirea părului. Nu-mi dau seama dacă lipsește ceva momentan din research-ul meu. Eu zic că e suficient. Nici nu-mi place să-mi complic foarte mult rutina, pentru că și așa că durează foarte mult să-l descurc ușor, să stau în baie o oră jumătate. Deci nu vreau să mai complic și mai mult. Cred că sunt suficiente produsele acestea pe care le folosesc în momentul acesta. Dar sunt curioasă dacă și voi aveți părul uscat și subțire sau păr chiar creț și cu o textură similară uscată, dacă ați descoperit și alte produse, pentru că eu sunt curioasă și o să le testez, deși
mă despart cu greu de aceste produse, pentru că ele, într-adevăr, își fac treaba foarte bine. Dar totuși, dacă aveți și alte sugestii, eu sunt deschisă și cască acolo bine ochii în comentarii și să-mi spuneți dacă ați descoperit ceva care e revoluționar. Cred că produsele de la Redken sau cele de la Moroccan Oil, cred că pot concura foarte bine cu produsele Joico și, bineînțeles, și cred că și cele Milkshake sunt la fel de bune. Cred că gamele acestea, da, sunt la fel de bune dacă sunteți curioși și vreți să curioși și vreți să testați. Cam asta e. O să închei vlogul aici, pentru că am povestit foarte mult și înainte și am povestit destul de mult și acum avem 14 minute de când povestim despre păr. Încheiem vlogul de astăzi aici și ne vedem data viitoare, sper, cu poate unboxing, să vă arăt ce conține giveaway-ul pe care îl voi organiza pe Instagram, așa că vă reamintesc să-mi dați follow și acolo, dar am văzut că și aici vă uitați foarte, foarte mulți, mare parte din cei care se uită nu sunt abonați, așa că vă rog eu să mă susțineți și să vă abonați, pentru că dacă v-a plăcut clipul acesta, o să mai apară și altele la fel de frumoase. Vă pup, să aveți o zi minunată, un weekend minunat și să ne vedem cu alte clipuri la fel de frumoase sau și mai frumoase.